E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Jocul codițelor. Bună ziua, Ariciu! Ce reprezintă desenul? Este un leu. Asta e? Bună, da. Iar aici am un elefant și un hipopotam. Wow, ai tot felul de animale. Și ce o să faci cu ele? După ce le fac, vor locui aici. Ce idee minunată, Ariciu! Bună! Poți să mă joc și eu, te rog? Bună, da, stai puțin. Ai terminat? Încă nu. Haide, e rândul meu. Gata! Oh, Pandi, ușurel, nu crezi că distrugi desenele? Nu! Te rog, oprește-te! Pandi, peștișorii nu trăiesc în copaci. Ei trăiesc în apă. În apă. Copacul meu e pentru animale cu codițe și gheare. Codițe și gheare? Bine! Uite, un animal cu codițe și gheare. Pandi, nu e un animal adevărat. Ai făcut un pește cu codiță și gheare. Uite așa, e mai bine. Un leu. Minunat, copii! Poate că acum ar trebui să adunați și celelalte animale. Da! Elefant! Hipopotam! Antilopă! Girebra. Girafozebra. Copii, jocul vostru cu codițe e atât de distractiv. Și ați creat niște animăluțe haioase și simpatice. Diferite animale. Copii, știți cine a venit să ne viziteze astăzi? Știm, știm! Da, animalele. Cine toarce pe sobiță și se linge pe blăniță? Cine crește atât de mare că din pom își ia mâncare? Girafă! Cine-i toată ziua în turma ei? Are și doi mielușei. Oaia! Mari și mici, rapide, tare. Animalele, ne plac animalele. Ce numere acolo? 4 lăbuțe! Multe animale au 4 lăbuțe! Și cangurul are 2 lăbuțe! Dar pășesc pe 2! Nu pășește! Sare! Cu picioarele din spate! Așa! Dințișorii ascuțiți! Cine-i are, ia privit! Tigrul! 2 coarne sprintene! Și mănâncă tufele. Capră! Miere place lui nespus. Mereu iarna doarme dus. Ursul! Mari și mici, rapide, tare. Animalele, ne plac animalele. Animale. Versiunea limba română a fost dublată în studiourile Fast Production Film.
Abonează-te la Tra-la-la și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni. Baby Ricky, episoade noi în fiecare săptămână.